spang, spang. Spang, spang. Oh, Dio. It's like quit Skype and quit this bo 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 bo. Close one drive again. Cum alt, mă, bă, ești bolnav, alt update? What the... What is going on here, man? Ok, bun. Deci, pam, deci, bom, deci, trăznat. Oh, it's working. On righty then, dum pa dum pa dum. On righty then, dim pi dim pi dim. Oh my god. Epic Games is like crazy, man. On righty again, da 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 da. Hi, Fex. Dumitru. Bagă una românească. Ia stai, mă, stați așa că nu e așa. Stai așa că nu e așa. Deci, pompa, deci ventilo. El pompa. Ia stați așa, mă, stați așa, stai. S-a trezit și... Și ăsta, cum îi cheamă, mă? Nu, mă, nu vreau să fac asta, mă, nene, mă, bă, te schidichi. Salut, salut, everybody in the house. Adică toată lumea din casă, cum ar veni în engleză, aia șmecheră, aia adevărată, originală din Germania. Stați un pic, că eram curios de o treabă. Cum se numea, mă, jocul acela? Am vorbit despre un joc și jocul acela se numea, cum se numea jocul? Așa, da, ia. A, Ștefănuț, a zis asta. Un alt joc pentru solo gen Edith Finch ar fi Phasmophobia. Cum se pronunță asta, nene? O să arunc o privire peste el și vedem ce și cum. Bă, așa, bun. Gata, mă. Gata. Una românească ar fi aia, mă, cum îi zice. Aia din, nu făt frumos, cum se numea? Harapalb, cred. Aia cu... Ia porumbuna, porumbu, ia porumbuna, porumbu, aia. Ia porumbuna, porumbu, ia porumbuna, porumbu. Haide, bă, nu vezi că stau? Hai că n-am voie să beau. Și te beau și tot, nu mor de boala dușmanilor. Atât. Bun, hai să ne întoarcem la asta. Aș vrea să termin astăzi joculețul ăsta, pentru că și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul, cum ar veni. Și vreau să văd care-i treaba. Să-i dau new game. Cum ar fi să-i dau new game acum să șteargă tot, să iei de la capăt? Niciodată. Mie îmi place câteodată când mă ia pe mine, e clar că sunt rupă tehnologie, că mă ia live-ul prin surprindere. Și e culmea să te ia propriul tău live prin surprindere, știi? E ca la Casa de Nebuni. Aici am rămas, mă, nen... Oh. În loc să mă primească cu culori, cu... Deci cum e, mă, să te ia live-ul tău prin surprindere? Că tu l-ai făcut. În modul te ia de la jocurile astea. Cârție ușa, troznește acoperișul, că bate un vânt în București. Dă zici că vine sfârșitul.
E cam horror. A, da, Ștefănuț, dacă tu ai zis. Și mi-am schimbat impresia. Băi, asta am văzut. Că e undeva la 10 euro. Și la 10 euro, nu știu cum să zic. Din greșeală și-l cumperi, știi? Dar ce mi-a plăcut e că e Coop. Asta mi-a plăcut la el. În rest, nu prea am înțeles mare lucru. Adică m-am uitat acum 5 minute, dar n-am înțeles mare chestie. Adică erau niște băieți într-o cameră și căutau ceva și nu se întâmpla absolut nimic, dar cumva bănuiesc eu chestia asta în care se stabilește cumva un soi de tensiune, un soi de bănuiesc. Abar n-am. Trebuie să mă uit mai atent la el. Redo. Redo. În engleză, astăzi bag engleză la greu, că nu știu de ce. În fine. Stai puțin. Nu, să pe care la 4 dimineață. Da, exact. Harapal. Băi, îmi place melodia aia mult și nu găsești într-o variantă izolată de film. Ce vorbești? Tu mai văzut în episod când am cântat? Dacă mă lași un pic cu microfonul până îmi fixez eu faurile și laurile în mine, știi, scara de notelor muzicare, că rup pe asta ani de muzică, păi spun cuvântul cum ar veni când cântam la pian și, în fine, mă rog, povești, nebuneli. Asta e, o viață de mentă, o viață avem. Doamne, ce prostii spun, bă, băiatele, câteodată. În fine, deci dacă aș fi intrat pe muzică, vai viața mea, tot popul românesc era la pământ acum. Erau, vă rog, toți mă trimiteau mesaje la modul: te rog frumos, oprește-te, Costi, care e nenorocit. Am scos și un hit, am zis că rup YouTube în două și ai cântat totul pe aia a ta cu dragoste în suflet și în mine. M-am ascultat recent o melodie cu buzele, ceva cu buze. Și se tot repetă buzele din 5 în 5 minute, ceva, nu 5, e mult. Din 10 în 10 secunde omul ajunge la treaba asta cu buzele, să țin buzele sau buzele tale, două petale, zona aia, dar e ceva pop. Nu sună rău, dar mi-a venit acum în cap. Ștefănuț, eu îl încerc, adică mă uit un pic la el, văd care-i treaba cu el, că nu știu deocamdată care-i vibe-ul. Dacă e fan așa de Caterinca, sincer mi s-a părut că e foarte complex joculețul, cel puțin la prima vedere, așa, undeva la un minut uitat la, mă rog, un filmuleț. Mi s-a părut extrem de complex și mi s-a părut că e plictisitor. Deci în niciun caz nu o să-l joc singur, că nu e... N-am avut senzația de poveste și trailerul... N-am văzut în viața mea trailer unde dacă nu se întâmplă absolut nimic. Deci filmează camera aia unde erau și băieții ăștia și e așa un fel de pan prin toată camera aia și se întoarce. Și cam asta e povestea, adică, sau n-am găsit eu, dar era trailer, sigur era trailer. În fine, hai să începem și nebunia asta de joc, să-l ducem la capăt, pentru că, trebuie să-mi amintesc ce trebuia să fac aici. Am făcut asta, m-am uitat, ne-am uitat la filmulețul ăla cu băiatul, alb negru, ăla de ne place nouă, și acum, probabil trebuie să mă întorc înapoi. Da. Și mai vorbim, mai discutăm, mai țaca paca. This place, it feels so familiar, like we've been here before. And yet, I cannot find my way. There has to be a way. Nu pot să, așa, în fine. Engleză, îmi place. Lasă gustul ăla de... Am intrat data trecută aici. Și aici. Nu mi-am amintesc treaba asta. Asta e o chestie nouă aici. Și tablou ăsta, uitați tablou aici, tata. Uite aici tablou. Do you see now? You tried to fix me. Instead, asta e o chestie, era povestea cu copiii, cu tralala. Aha. Am înțeles tot. Bun. Tu știi ca să fii dulce.
Bitter for bitter. Bitter înseamnă... ăla, bitter, de băut. Bitter ca să fii, cum îi zice? Bitter. Nu, cum se zice, mă? Bitter. You're bitter. Ești nu supărat, nu... În fine, știți voi. Bravo, mă, băi, bravo, Fresh, tată, bravo, băi. Băi, v-am zis că mă bate, băi, astăzi nu știu ce se întâmplă, băi, tată, băi. Eu mergeam aici și vă povesteam vouă ce se întâmplă. Doamne, bine, Fresh. Acru, așa, bravo, acru. Băi, bine că ai zis că eu mă duceam mai departe în poveste. Deci hai să mă întorc înapoi să vă fac, că, să înțelegeți despre ce am vorbit. Am fost, mamă, bine că ai zis, pă, bune, bine că am aruncat asta, că mă duceam jumătate de oră mai târziu, era la un... Nu vedem, asta e ca bancul cu bulă, știți pe ăla când pleacă părinții la o petrecere și cumva trebuie să lase copilul cu cineva și în fine nu au o bonă sau ceva de genul și se duc la petrecere și se gândește tatăl, zice, bă, fii atent cum facem. Îi punem o poveste pe pick-up. Până ascultă povestea aia, ține undeva la jumătate de oră, adorme, noi îl găsim, ne ducem frumos de repede până la petrecere, stăm și noi acolo jumătate de oră, 40 de minute și după aia ne întoarcem. Și fac asta, pun povestea, pac, pleacă și pe la, mă rog, în fine, se iau cu petrecere și se întorc pe la două. Și de la două noaptea vin, ajung în fața casei unde se auzea aia, da, vreau, da, vreau. Disperat, intră tasul în casă și îl găsește pe ăsta, săracul lângă pick-up și se auzea, copii, vreți să ascultați povestea? Copii, vreți să ascultați povestea? Da, vreau! Așa sunteți voi cu ăsta, cu... Noi nu vedem, jumătate de oră mai târziu erau, nu vedem nimic! M-a luat azi, m-a luat prin surprindere ăsta, total. Cum îi zice? Băiatul ăsta, stream-ul. Așa, deci, nu mai pot să intru aici. E ultimul cadru din ăla de-aseară. Suntem acolo unde am făcut proiecția al negru, am ieșit de aici și... Am înțeles că se schimbă tot în jurul meu. Și vorbeam de tablou ăsta când am vorbit. Când am zis că uite și tu ce tablou. Uite și tu pictura aici. Prima am dat click pe treaba asta și a vorbit fata aia un pic. A zis, știu că ai încercat să mă repar și toată treaba aia. Și am zis că am înțeles tot. Și aici era treaba cu bitter, de la bitter de băută la cu puțină gheață. În fine. Că înseamnă acru, de fapt. Și aveam și varianta... Dulce, dulciuri pentru, ca să fii dulce, dar acum nu mai văd că nu mai dă varianta asta și se tot sparg oglinzile astea dacă tot mișc chestia aia. Deci întâmplător am descoperit și... Și mai băgăm o fisă. Ia uite, mă. Ancoră. Deci două bucăți mai avem. Le spargem pe toate. Da, e în spate. Știu că e în spate. Da, e în spate. Să moară Franco Nero. Nu. Hai că lasă mă moare acum. Pe asta te servesc. Boss, te servesc. Cu mare drag. Am vrut să le iau în brațe. Ștefănuț, treaba e așa, dacă e cât de cât drăguț, dacă are ceva interesant, joc orice, de ce să nu le bag în seamă? Dacă un băiat și-a bătut capul și a făcut o chestie drăguță, de ce nu? Pentru că sunt creatori, na, cum e și la noi, știi, faci o chestie, n-ai bani, mă rog, nu este exact ce vrea să iasă. Ești la început de drum, dar de multe ori de aici vin ideile, știi, din zona asta de încercări. Bun, am făcut treaba asta, am spart oglinda aia, ne-a prins băiatul ăla, ne-a luat în brațe și acum știm ce avem de făcut. Dăm ăsta peste cap. Și o să apară gagiul ăsta de aici. Hai! Alb-negru,
exact ce vreau eu și ne ducem. Da, l-am auzit. Ok? Mamă, e unul acolo, e ceva acolo. Oh, astăzi a început în forță. Ne învârtim în cerc. Ne învârtim în cerc și asta e din ce în ce mai departe. A salvat? Buenos! Bonito! Vrei să fac, tata? Ok, înainte să intrăm. Da, care trezește morții, exact. De joc, dar este mental. Ok, bun, stăm aici. Nous sommes... franceză, un pic de franceză, că un pic de franceză nu strică. Bun. Am făcut treaba asta. Trebuie să închid asta? E absolut necesar? Ai, fii atent, drăcia, dracu, bă. Că s-a schimbat iar perspectiva. Deci, închiz asta unde lucrurile sunt așa. Și aici e podeaua. Bun. Și acum înaintez aici. Și nu mai înțeleg nimic. What? Cum adică? Am mers un pic pe pereți sau care-i treaba, mă? N-am mers. Fulgerică! A dat cu fulger! Tablou. The table. În engleză. Vă zic, notați-vă toate astea că o să vă trebuiască dacă, doamne, mergeți în alte zone. Na. Nu mă pot ridica sau care e treaba? Da, pot. Trebuie să apeși butonul să te ridici. The table înseamnă tablou. În engleză. Iarăși codul morse. Bă. Sunăm noi mai târziu. N-am închis și asta să fie treaba. Și pe ritmuri sunt bine de tot. A, și poți să ții notă lungă. Fa, fa... table. E, na. Marius, tu știi în engleză aia nouă, mă, dar aia clasică, table, zic toată ziua. Uite, caută, engleză clasică, traducere, table. Și o să vezi că ți iese tablou. Dacă te uiți invers. Dacă întorci pagina și te uiți în, ridici pagina și te uiți cu spatele, cu ăsta, cu fața la soare. Deci ridici pagina în dreptul soarelui și o să vezi tablou, table. Zic, mergi pe mâna mea. N-ai ce să pierzi. Maxim un examen de engleză. Da. Na.
Mai dai o dată și îl iei. Nu e asta. Vă zic, rup. Bine că nu m-am apucat de muzică, că am zis, dădeam industria peste cap. Ce să fac, mă? Să mă duc înapoi de unde am venit? Nu e, bă, astăzi n-am. Nu sunt, nu e. Astăzi nu, știi cum e când nu îți vine să iei treaba în serios? Nu știu ce să fac. Îmi trebuie... Stai să ne gândim. Asta e în continuare. Mi-a scăpat ceva? Probabil. Băi, băiatul. Am senzația că s-au chestii prin casă. Bine. Închid asta și mă duc, că eu am treabă. Asta zic. Păi vreau să, trebuie să-l termin, nu? SS. Trebuie să-l termin, că ar fi culmea să-l las așa. Aș putea să nu-l termin și să-l las așa toată povestea, dar parcă știi cum e. E ciudățel așa, l-ai jucat și îl lași în drum. Cum și Outriders-ul ăla, ar trebui să-l montez, numai că la ultima oră cu de montat mi-a luat renderul undeva la 6 ore, adică trebuie să-l pun peste noapte să facă renderul ăla, că n-ai cum să stai cu calculatorul, știi, să te uiți la liniuțele alea cum se încarcă. Am înțeles. Înțeles tot, mă. Băi! Tomorrowland. Da. Tomorrowland. Păi nu mergem noi pe cărbuni? Mergem, tată. E clar că suntem în partea aia extrem de bizară a jocului. Ceea ce mă face să cred... Little Jimmy. Poor, weak, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. The burden. An anchor. Dragging me down. Dragging me down. Gata, am înțeles. Și cum fac, mă, Petre? Stai, nu citi. Petre! Aaa, pe facem de-astea? Scuzați, două secunde, trec și eu pe acelea. Am treabă un pic încolo. Sometimes it's better not to be, to burn away completely. There's no place for me here. Only you, whoever that is. Asta nu sunt. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. Nu intram în foc, ce? You cannot help me. Stai că vin după tine. Nu merge. Not anymore. Ok. Oh. Cred că prefera să meargă la mie muzică. Nu drumețului, ce vorbești? Nu vorbi așa. Că intru în alea grele cu nu vorbi fără să știi zone grele. Hip-hop și alea. În fine, nu mă face. Că intru în trap și s-a terminat șmecheria. Let go of the stolen
sorrow's gone. It is lost. Hopeless. Just like you. Asta, vedi ca băiatul. Cum adică just like me? De unde până unde? Cristina, ai pierdut... Fai de cap, nu. Doamne, ce s-a întâmplat? Nu, n-ai pierdut mare brânză. Nu. Am mers un pic, a mai venit băiatul ăla după mine, băiatul ăla alb-negru care face scheme, face breakdance. Și... cam atât. Dar mă rog, e totul... Ăsta... Psycho. Numai că cu fetițele. Când se întâlnește gagiu pe hol. Iarăși vine o labă. M-am dus spre el. Nu m-am dus spre el. Ba da, m-am dus spre el. Ba da, în fine. Deci apar fetițele și după apare el. This was to be my final work. To reclaim what was lost. Ah, na. Hai că-mi spun asta de la început. To reignite the true flame. But now the spark, it is almost gone. It is lost. Hopeless. A life that was never yours. Dreams you had no right to dream. Too scared to be yourself. Too weak to be anyone else. Da, mă, vede că și fetițele aveau triciclete. Întrebarea mea e: unde mă duc eu dacă băiatul ăsta apare aici? O să apară. Uite-l pe băiat. Unde mă duc în mine? Închide! N-am unde să fug în altă parte. Asta era tot. Hai mă, doamne, arată-mă, dacă nu mă descurc la astea, filmele astea, jocurile astea de groază, imediat, nebun. Iar cinematecă. Văd că mai nou doar asta avem, în zona de table. În zona asta de artistic table. Aveam o ușă aici. Tablourile astea scot, au un sunet al lor. Mănâncă cineva napolitane. Auziți? Nu sunt napolitane. Oglindă. A luat-o ușor greșit băiatul cu trompeta, dar n-a ieșit el la început. Știi? Ăștia care mănâncă napolitane. Bun, deci. Bun.
fac asta, mă, îmi dau... Da, nu cred că trebuie să mă duc încolo. Ba da, mă, da, mi-a speriat un pic. Potoliți-vă. Cengau. Nu mai s-au stricat și tablourile astea, e clar. Suntem aproape de final, o simt. Băi, frate, stai mă ușor, nu se mai potolește ăsta, băi, a dat cineva o armă, zici că... Păi de ce să te închizi? Aaa, stai că... Și ce trebuie să fac aici? Safe-uri și la astea, deci viața mea sunt fiert pe safe-uri. Ați văzut cât mi-a luat? În fine, să nu mai ziceți la nimeni că pe urmă mi-e vorbe, că vezi, Doamne, de unde avea asta experiență, că alea. Bun, descoperit comoara și acum închid astea și e altceva înăuntru. Nu e asta. Asta cu pistolul, e disperat omul. Nu. Follow the mares. Iarăși, engleză. Notați, mares, mere. Fuego para aprender, mi amigo. Stai pusă la vrăjeală aici. Și a stat omul jumătate de oră și a rotit de aia, bă. Săracu. Simt chestii pe mine și nu era... Nimic. O fi de la...
fi de la Blugi. Da, nu m-a prostit în gine în cap azi, mă. Ce doamne. N-am cum, că dacă sting becurile astea de aici, uite și ce se întâmplă. Ia uite și tu. Uite și tu, bezna. Păi asta, asta am zis și eu. Și am... am aici o sursă, n-am decât dacă se face seara, numai... Și nu se mai vede nici HD-ul ăla cum trebuie, știi? Asta m-am gândit și eu. Și eu simt la fel, că sunt aproape de final. Deci... pompa, deci ventilul, cum ar veni. Nu știu, când vine să învârt și de ăsta, că mă gândesc că nu l-au pus degeaba aici, sau poate l-au pus degeaba așa, ca să... Asta e gagiul ăla de m-a urmărit în a doua parte. Și cum fac? Ce trebuie să fac? Unde trebuie să merg? Asta e întrebarea. What? Bă, stai mă puțin, mă. Stai puțin. Stai un pic. Două secunde. Nu! A apărut din nou. E în spate. Nu! Stânga, stânga. Ăsta e, mă. Asta aici trebuie să ajung. Ai, sunt bab ce m-a prins. Pe asta am simțit-o. Ok, hai. Hai cu finalul. Iarăși ăștia cu biscuiților. Muzică? Trebuie să mai amici de asta? Eggs. Ochi. În engleză. Ojos în spaniolă. Eu trebuie să mă arunc în fântână, nu zice. Hai mă, dacă imediat se leagă gândul, dacă te concentrezi. Cum era și melodia, All Eyes on Me. Înțeleg cum poți să ieși de aici. The way out is here in me. Me, you, who are you? Gata, s-a clarificat și partea asta. Închide totuși ușa, că nu știi. How long can a man burn before he turns to ash? How could you know? Of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here, you don't da, eggs, know okay. Who you are. Sau eyes, nu știu, una din două. Before he can truly live.
happens when you fail to take control. Okay. Look at it. Twisted. Formless. Just not. Have you found the voice? Soon, the world will know. It's about to be a night to remember. Run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it, you cut away the strings. You hesitate, you look for a better way. Nothing is ever easy. When the tide rises, you give in. You choose the easy way. Ah. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! Ah! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to meet you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! No matter how long it takes, I will find you. I will. Asta e... Așa începe jocul. What's past is past, what's gone is gone. The door is shut and the curtain's drawn. The lands that are no longer there. The dreams we did not get to share. When all we love is stripped away,
A boy must leave. A man must stay. And yet, there is still hope, you see. But you are still a part of me. Although the boy has ceased to be, where there was I, there shall be we. The holy flame, it burns away. It shows us there's another way. Let us be together forever and ever and ever. What's said is said. It's time to eat. I'm sure you'll find me quite a treat. Se fini, bă, drăguț, deși eram pe lângă astăzi ca aia energie așa, bă, drăguț, e o treabă, au făcut o treabă băieți ăștia aici. A, senzația asta de film din ăla psihologic, de la clasic, așa, era un vibe foarte wow. Dar cumva voi ați înțeles asta, mai ai de gând să faci... Da, mai am de gând, cum să nu? Am de gând să fac, o să fiu în continuare la... Băi, cumva tu ai avut senzația că băiatul e el? Sau sunt eu nebun? Și am făcut o conexiune acolo, aiurea. Cumva băiatul e el, fetița a rămas cumva pe vasul ăsta. El a scăpat și acum era el mare. Bă, ăsta a fost vibe-ul. Băi, povestea mi se pare drăguță, repet, la un moment dat mi se pare că o premiza, cel puțin asta cu actorul care vine pe vasul respectiv, e clar, aruncat acolo și te induce în eroare, cumva. Adică dacă te uiți la aia, la What Remains of Edith Finch, de exemplu, acolo îți dai seama că ea, nu te confuzează cu partea asta, ea e fetița care se întoarce acasă să vadă cumva ce casa unde a locuit alături de toți membrii familiei care au murit. Deci băiatul era el. Asta e ideea. Și se termină cu acel cadru cu aduți aminte de ea. Cu ultimul film. Și măcar nu știu dacă e vorba de film sau ce e ăla, un spectacol. În fine, foarte fain. Fain, m-a băgat din nou în zonă, deși eram pe lângă la începutul streamului. Cât e ceasul? 6. Night recharge, good.
Da. Băi, ar fi timp, aș putea să închid ăsta aici, cât are? 50 de minute, ultima parte, să-i schimb numele, să-i spun că e finalul, El Grande Finalo. Bă, mi-a plăcut jocul ăsta, nu știu cum e unul, habar n-am, aș putea să-l dau jos sau aș putea să încerc ăsta, Phasmophobia sau cum se zice, cum se pronunță treaba aia. În unul zici că e mai tare decât ăsta? Salut, Doan, salut. Zici că e mai șmecher decât ăsta? Mie și ăsta mi s-a părut bine. Nu mi s-a părut atât de... Nu e groază la modul casa groazei, că intri și sare manechinul, te prinde ăla de gât. E altfel de... E un soi de stare mai degrabă. De asta așa te face un pic la cap. Ai văzut cu muzica, cu toată atmosfera asta într-un fel. Și tot jocul ăsta cu manechinii. Și îmi place asta, că nu sunt oameni. E mai... Mai Lululand, așa. Dacă l-am, nu l-am. Îl cumpăr dacă e. Ai venit la final, The One, dar oricum ăsta rămâne aici. Îl vezi de la început, nu-i problemă. Când e, ca să vezi cum se termină toată povestea asta. Drăguță, acum... Astăzi am intrat, eram pe lângă, eram așa pe Caterinca mai mult, dar cumva m-a băgat din nou una. Aha. Băi, nu. M-a băgat din nou una. Putem și asta să nu-l mai iau. Putem. Atunci ar trebui să-l închid pe ăsta aici. The One, revin. Acum nu știu ce să fac. Aș putea să zic lui Mădălin, dacă vrea să se alăture. Dacă ar fi și el pe stream aici, ce frumos ar fi. Dar nu e, pentru că e șarpe. Ok, da, Cristina, facem așa atunci. Doar că astăzi, acum este 6, aș mai sta pe zonă, a schimbat jocul, în schimb, și nu știu dacă să mă duc pe partea 1 din ăsta sau să încerc, cum îl chema, mă, pe băiatul ăla? Phasmophobia. Ceva le doarme, a fost de dimineață. Ia. Aș putea să-l încerc pe băiatul ăsta. You know? Dar nu știu cât de tare e. O să mă uit acum. Băi, închid aici. Ăsta e finalul acestui joc, care e drăguț, zic eu. Adică mi s-a părut drăguț și cumva potrivit pentru mine, așa. Nu e nici extrem de horror, nici... Și mă gândesc că acum, în pauza asta de după, undeva la 30 de minute, cred că o să stau un pic să le gândesc un pic și văd în ce direcție iau. Că normal ar trebui să încep unul, să mai bag, să zicem, în 2 ore de stream cu altceva. Eu mă hotărăsc și revin. Dacă vreți, sunteți pe zonă, dacă aveți clopoțelul activat, adică clopoțelul activat, o să auziți când am venit înapoi pe zonă. Închid asta aici și revin. Mai nou am hai, jumătate de oră, ne vedem în jumătate de oră, cam asta e, închid asta aici, ca să revin în ăla, în ceilalalt. Deci ne vedem în curând. Bravo, clopoțire în activire. Revin la revenire, cum ar veni. Încheieru. Așa, să modificăm aici.